fi dintr-un șir de aproape 30 de publicații, probabil mă apropii de cifra pe care domnul Constantin Târziu a ajuns să o atingă prin scrierile dumnealui, în felul în care a avut și publicistică, în paralel a avut și atâtea intervenții în mass media sau în mediile academice, la simpozioane sau la consfătuiri de tot felul, legate fie de literatura istorică, fie de o literatură care are și un conținut de alt gen de beletristică sau de cum o mai fie ea legată, însă destul de bine de ceea ce înseamnă filonul istoric pe care îl are neamul românesc și nu numai. Bun, la prezentarea cărții dumnealui, care se numește Firești reîntoarce, o să încerc să spun eu câteva cuvinte la început, ca fiind gazdă a acestui eveniment, de seamă pentru noi, așteptat mult de către noi, pentru că eu, din cele ce am mai vorbit cu domnul Târziu, dacă ne aducem bine aminte, de multe ori i-am adresat solicitarea de a veni în rândul nostru și să ne vorbească în acest amfiteatru și profesorilor și elevilor despre experiențele pe care le-a avut dumneavoastră, despre lecturile pe care le-a întâlnit în cale, despre acele personalități care au marcat istoria națională și istoria universală și să ne vorbească altfel despre istorie. Cam asta mi-am dorit eu și cam asta o să facem și astăzi. A venit ziua în care s-a împlinit acea solicitare pe care am avut-o într-o întâlnire de curând cu domnul Târziu și asta facem. Facem și o prezentare a cărții pe care ar fi trebuit, poate cel mai bine ar fi trebuit și ar fi putut să o facă doamna Miora Gafencu, dar ea nu se simte bine în zilele acestea. Și transmitem prin Sorin toate gândurile noastre de sănătate și de mare, cât mai rapidă. Dumnezeu a făcut o introducere cărții, eu am să sintetizez câteva din cuvintele dumneai în prezentarea mea, după care o să vorbească în cele ce urmează domnul Constantin Bulboacă, pe care puțin în lumea știe, dar o să reușim să mai descoperim împreună în cele ce urmează astăzi. El fiind și coordonator al Cenaclului, care este alături într-un număr semnificativ de persoane, Cenaclul Nicolae Laviș. Despre el ați mai zis, cu siguranță, și despre peregrinările sale și despre atâtea prezențe la media academice de diverse feluri. Iar cel care va vorbi poate mai mult, mai de înțelesul nostru și mai complet despre carte, este chiar autorul, domnul Constantin Târziu, care va avea un cuvânt în cele ce urmează. După ce, cum am zis eu, încerc să vă spun așa, la modul cât mai concret, mai relaxat, despre ce am putut eu găsit în această carticică, îi spunem, sau îi spunem carte. La format e ca o carticică, dar la conținut scrie numai la Ștefan cel Mare. Nu mare la stat, dar mare la sfat. Și sfaturile pe care le întâlnim aici în carte sunt multe pentru noi și se îndreaptă spre un nucleu, și anume acela de a descoperi istoria altă. Am văzut noi, de multe ori, ca profesor de istorie, faptul că istoria nu prea prinde așa cum ar trebui în felul în care o privesc elevii noștri. Istoria din manuale este seacă și că asta e cuvântul pe care l-am mai întâlnit pronunțat în mai multe medii. Vorbesc un pic și de un eveniment care se pare că noi cam uităm. 25 octombrie semnifică în istoria neamului ultima brază, dacă vreți, a lui Dragoș Bicol. E vorba de ziua forțelor armate pe care noi trebuie să o păstrăm aici în suflet, pentru că din nefericire la frontariile țării latră armele și latră periculos și nu dorim ca să se reia lucruri care au fost cumva și care nu le-am dorit niciodată. Stimați colegi, stimați copii, pentru mine este o zi deosebită să fiu prezent în aula colegiului Nicu Gane din Fărnice și să aduc, odată cu venirea mea aici, o cărticică de istorie. Mi-a plăcut să prezint istoria așa cum este. Și am să vă citesc ceva. De la Octavian Goga,
ne-au rămas puține scrieri. Într-o cercetare făcută la Arhivele Naționale, am găsit o scriere inedită a lui Octavian Boga, intitulată Firimituri dintr-o prăbușire. Domnul profesor Constantin Coloacă vorbea de armata română, vorbea de poporul român, care de-a lungul istoriei s-a sacrificat. Uitați, nu o să vă plictisesc prea mult, uitați ce spunea Octavian Boga. E adevărat, s-au adus și unele împietăți neamului românesc. Spune ceva, e ceva straniu în toată ființa noastră. Nici voință, nici revoltă. Suntem poporul cel mai nepregătit politicește și cu nivelul moral cel mai scăzut. Nu ne-am putut ridica încă ca nație la concepția unui ideal politic care să ne stăpânească nervii și să ne agite. Nu este nicio putere de tresărire, nici un gând de pedeapsă, nici o revoltă a moralului pălmuit. Politicieni de înalt și o populație flămândă nu pot susține credința într-o idee. Am mai înțărit Occidentul. Ne-am spoit la repezeală o fațadă amăgindu-ne că după ea avem aceleași rosturi și noi ca și oameni civilizați. Acum fațada a crăpat și în urma ei mi s-a dezvăluit dincolo de paravan cel mai murdar colț din Orientul putred. Armata e în descompunere, urmând pilda întregii societăți, cu moralul nul. Trebuia să ajungem aici unde suntem, deoarece corupția e la baza acestei țări. Toți fură. Cât de prezent este Boga și în zilele noastre? Și dacă veți citi și scrierile politice ale Eminescu, ele se potrivesc ca idoma timpurilor pe care le trăim. Așa cum spunea domnul director Codrin Bența, noi am învățat o istorie, cum să vă spun, searbădă, cu masele populare. Nu masele populare au făcut istoria, ci marile personalități care au condus acei oameni spre un ideal. Vă dau exemplul lui Napoleon Bonaparte, ce a putut face acest om din istoria poporului francez. Și noi avem asemenea exemple de oameni care s-au jertfit pentru țară. Este a 18-a carte pe care am scris-o. De ce am pornit să scriu? În primul rând sunt un om bolnav. Și scrisul m-a îndemnat să trăiesc. Puteam să fiu de mult mort față de cei bolnavi. Și atunci când am pornit să scriu, am vrut să redau în circuitul istoric o pagină din istoria Comunei Horodiceni. Toți activiștii de partid care ne vizitau spuneau că la Horodiceni nu s-a întâmplat și nu se întâmplă nimic. Am reușit să aduc la suprafață marile personalități pe care le-a dat Horodiceni. La noi s-au născut patru pictori de talie mondială. Dimitrie Loghen, Paul Gerasim, este fratele domnului inginer Pindili, care este prezent la lansarea acestei cărți, respectiv Constantin Hreamătă și a spus Dimitrie Loghen, Paul Gerasim, Constantin Hreamătă, care, a căror opere sunt în marele muzee ale lumii. La noi s-a născut, la Horodiceni, o mare prințesă, Maria Cantacuzino, fostă soție a lui Gheorghe Stratulac, proprietarul lămășerilor, și mai apoi soția marelui pictor francez Puvis de Chavannes. Ea este reprezentată în chipul Sfintei Genoveva, în Panteonul Franței și în chipul Almei Mater din Amfiteatrul Mare al Sorbonii. 9 scriitori s-au născut la Horodiceni. Mulți provin din familia Sturzu, care au lăsat o operă, să spunem, extraordinar de frumoasă și de bogată. 3 generali al armatei române s-au născut la Horodiceni.
nu făcuți, ci ei s-au remarcat pe câmpul de luptă. Cel care a creat serviciul de spionaj al armatei române este din Voronicel și se numește Todicescu Vasile, o mare personalitate a istoriei noastre naționale. Aș putea continua cu alte personalități. Dar ce vreau să vă spun, că voronicenii în anii regimului trecut au dat 612 absolvenți de instituții de învățământ superior. Singura profesiune care nu a fost îmbrățișată de niciun locuitor al Voronicenului este cea de pilot. Încolo avem toate meseriile și profesiile din această lume. Nu m-am, cum să vă spun, nu am vrut să mă bag în față niciodată. Mi-a plăcut să stau mai retras și cred că asta este cel mai bine. Pentru că nu mă consider niciun mare om de cultură, mă consider, îi spuneam domnul profesor, o picătură de apă în Marea Neagră. Dar am reușit la Voronicen să creez o galerie a oamenilor de seamă. Toți cei care au vizitat acel loc au fost, cum să spunem, impresionați de ceea ce am putut să redau eu despre istoria Voronicenilor. Ce să vă mai spun? Sunt topit de emoții. Mă bucur de prezența colegilor mei de facultate, care sunt prezenți chiar în primele rânduri aici. Mă bucur de prezența celor pe care îi cunosc și care m-au ajutat. Și așa cum mi-am mulțumit doamnei Bulboacă, care mi-a făcut prefața unei cărți, așa vreau să-i mulțumesc doamnei profesoare Iapencu, care și-a găsit o clipă de răgaz să-mi scrie două sau trei pagini în această carte.